pe scenă? Ați avut emoții când ați intrat? Da, prima dată când am intrat, da. Când am intrat și când am văzut juriul că vorbește frumos, vorbește cu mine, am zis, n-are niciun rost să am emoții. Exact. Chiar nu am avut. Credeți că numărul 13 poate fi un număr norocos pentru dumneavoastră? Nu, știu ce vrea Dumnezeu. Eu nu pot să zic nimic. Ați primit 4 de da în prima da, etapă. Știu, da, deci... nu să știe. Cu Dumnezeu înainte. Ce v-a făcut să veniți la România au talent? Mi-a fost rușine să vin să mă înscriu. Așa. Eu am o nepoată în Anglia și ea știa că e visul meu să cânt. Și mereu mi-a zis odată, o să te scrii la România au talent. Am... Și eram la magazin și mă sună, Nico, te-am înscris la România au talent. Deci, nu știu, mi-a părut și bine, mi-era și rușine. Dacă tot a zis de magazin, dumneavoastră sunteți vânzătoare la un magazin, nu? Și vă cunosc clienții, vă știu. Dar când și în magazin, dar nu... Bine, nu la toți, așa, care îi cunosc eu indi și mă prinde și cântând, dar nu zic nimic. Și le place? Da. Toată lumea vă știe. Și vreau să-i mulțumesc lui doamna patroană Carmen, că ea mi-a dat voie să scriu și melodii în magazin. Da, e foarte cum să cade. Cine este susținătorul dumneavoastră, numărul 1? Cine e mereu alături de dumneavoastră și vă împinge de la spate? Soțul meu și mama.